Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru duminică 7 februarie. Hai să vedem pentru această zi care sunt energiile care se iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Iarăși, arcanele astea majore au sărit foarte mult săptămâna asta, sunt foarte dornice să aducă mari schimbări, mari transformări în viața tuturor și cu toată acumularea de energie pe zodia vărsătorului nici nu e de mirare. Hai să o luăm pas cu pas. Pe partea de dragoste avem 5-ul de monede. Sunteți rezervați, nu vreți să vă deschideți inima întru totul în fața partenerului sau partenerei voastre și aceste bariere pe care vi le autoimpuneți riscă să creeze o ruptură în cuplul vostru, în relația voastră. 5-ul de monede este o carte negativă, e o carte de ghinion, de frică, de griji și îngrijorare. E o carte care, în aspectul ei cel mai negativ, poate să vă aducă izolare, singurătate, lipsuri emoționale, fizice, monetare, de orice fel. E posibil pentru o parte dintre voi să fiți stresați din cauza unor probleme financiare, să nu știți cum puteți să o scoateți la capăt, dar soluția nu este să vă îndepărtați de partenerul sau partenera voastră. Pentru că dacă într-adevăr sunteți într-un parteneriat, trebuie să comunicați cu persoana de lângă voi, să fiți deschiși, pentru că un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului implică împărtășirea atât a momentelor bune cât și a momentelor grele, atât a bucuriilor cât și a tristeților. Lucrurile sunt mai ușor de dus în doi. Și aici cu 5-ul de monede trebuie să vă reamintiți că atunci când aveți probleme, când întâlniți dificultăți, nu trebuie să le ascundeți față de partenerul sau partenera voastră, ci să aveți o conversație matură, echilibrată. Pentru o parte dintre voi, acest 5 de monede poate să fie cauzat de anumite frici intrinseci pe care le aveți, frica de a nu fi părăsit, frica de a nu fi judecat și este foarte important să nu vă lăsați dominați de aceste frici pentru că nu o să aducă lucruri pozitive în viața voastră. Cheia aici este comunicarea, încrederea, uitați-vă atent în jurul vostru pentru că soluția este mai aproape decât vă așteptați. Cu 5-ul de monede de obicei tindem să credem că lucrurile sunt mai grele, mai complicate, mai nasoale decât sunt în realitate. Dar dacă vă uitați atent, obiectiv și analizați lucrurile la rece, o să vă dați seama că aveți de fapt foarte mulți oameni în jurul vostru care vă susțin, care vă ajută și care nu o să vă judece pentru că acum treceți prin niște momente mai grele. Pentru cei singuri, dacă încercați să mențineți această fațadă a unei persoane care voi de fapt nu sunteți, o să vă consumați și o să vă creați mai mult rău decât bine. Uitați-vă atent în jurul vostru pentru că sunteți înconjurați de foarte mulți prieteni care vă apreciază și care sunt dispuși să vă ajute. Nu disperați pentru că lucrurile nu sunt chiar așa de nasoale cum par. Este doar o energie trecătoare pentru această zi. Pe partea de sănătate a apărut încă o dată moartea, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia scorpionului. Această carte a apărut pe această poziție și miercuri, prin urmare, mare atenție la acele lucruri care s-au întâmplat miercuri, pentru că e posibil ca aici să vedem o revenire a acestor probleme, a acestor discuții, a acestor idei și concepte. Moartea este în esență o carte de transformare. Trebuie să lăsați ceva în urmă ca să puteți să treceți la următorul nivel în existența voastră. Dacă țineți minte, v-am mai spus și miercuri, pentru cei care vreți să renunțați la un viciu, la un obicei prost. Această carte vine cu o energie care vă susține foarte mult în această direcție. Și ca să vă ușurați cumva tranziția aceasta, puteți să încercați să înlocuiți acel obicei cu altul, cu unul mai benefic pentru voi. Dacă vreți să renunțați la fumat, înlocuiți obiceiul de a scoate țigara și de a o aprinde cu un alt lucru, cu genoflexiuni, cu gumă de mestecat, cu un ceai, cu un fruct, cu a citi două pagini dintr-o carte pe care vreți să o terminați, cu orice alt obicei care e constructiv pentru voi și care vă ajută să vă îndepliniți țelurile.
Pentru o parte dintre voi această transformare va trebui să fie una mentală, pentru o parte va trebui să fie una fizică și pentru o parte dintre voi va trebui să fie una emoțională. Analizați-vă foarte atent acele lucruri din viața voastră care, în loc să vă ajute, vă distrug sănătatea, vă creează probleme și folosiți-vă de energia acestei zile pentru a renunța la aceste lucruri, persoane, obiceiuri, obiecte, orice ar fi. Îmbrățișați această transformare pentru că la sfârșitul acestui ciclu transformativ o să ieșiți o persoană mai bună, mai sănătoasă, mai longevivă. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Arcana Majoră Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului și care a mai ieșit pe această poziție săptămâna aceasta, marți. Prin urmare, mare atenție aici la anumite lucruri care s-au întâmplat în jobul vostru, în cariera voastră, în afacerea voastră, în finanțele voastre, marți. Anumite idei, concepte, proiecte, inițiative la care v-ați gândit și marți s-ar putea să revină din nou în centrul atenției astăzi și oricât de imposibil ar părea, nu vă limitați, pentru că oricât de mare ar fi visul vostru, este foarte posibil cu această energie aici, plus cu toată aglomerarea de planete în vărsător, nimic nu este imposibil. Puteți să obțineți niște salturi în carieră, niște avansuri în starea financiară inimaginabile. Trebuie să aveți încredere în voi, în visele voastre, în planurile voastre și să le duceți la bun sfârșit. Aici tot universul conspiră în favoarea voastră pentru a vă ajuta să obțineți pe acest sector de viață, pe bani, carieră, situație financiară, tot ce vă doriți. Așa că îndrăzniți să visați, îndrăzniți să vă doriți și luna de pe cer, țintiți cât mai sus pentru că o să ajungeți între stele, o să ajungeți în top. Nimic nu este imposibil. Bun, și acum hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj frumos ca să finalizăm această săptămână. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să îmi lăsați un like. Pentru cei care n-ați văzut încă videourile pentru luna februarie pe fiecare zodie în parte, vă recomand să vă uitați la ele, pentru că, vedeți, săptămâna aceasta deja au ieșit foarte multe arcane majore. Asta înseamnă că se întâmplă niște lucruri foarte importante pentru toată lumea. Energiile sunt acolo acumulate pe vărsător și puteți să ignorați tot acest potențial astral și să vă plângeți că lucrurile nu ies așa cum v-ați așteptat, să fiți copleșiți de toată această energie și să nu reușiți să realizați nimic, sau puteți să studiați puțin ce se întâmplă la nivel astrologic și cum vă influențează acest lucru viața, și să faceți un plan de acțiune astfel încât să obțineți cele mai pozitive rezultate posibil pentru voi. Decizia este a voastră. Eu v-am pregătit informația pentru fiecare dintre voi. O analiză foarte detaliată, atât astrologică, un horoscop individual în care aplicăm evenimentele astrologice pe fiecare zodie, plus mesaje suplimentare de la cărțile de tarot. Dacă vreți să obțineți aceste lucruri aparent imposibile, dacă aveți aceste vise mărețe și vreți să le faceți realitate, acum este momentul. Acum, când toată energia este canalizată pe o parte din zodiac, acum puteți să creșteți într-un an cât alții în 10, puteți să obțineți într-o lună cât alții nu obțin într-o viață. Decizia este a voastră. Hai să scoatem o carte pentru această zi. Merit doar binele în viața mea. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!